Bine ați venit, bună dimineața încă o dată la toată lumea, bună dimineața participanților, bună dimineața vorbitorilor. Ne bucurăm să începem o nouă zi a conferinței LumenEDU 2020 cu o sesiune plenară, a cincea din programul nostru. Sesiune în care avem doi invitați, doi prieteni de suflet ai universității noastre. Am să-mi dați voie, vă rog, să îi prezint pe amândoi. Doamna profesoară Otilia Clipa, de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, și doamna profesoară Adina Elena Glava, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Titlurile celor două prezentări sunt următoarele. Doamna profesoară Otilia Clipa va discuta despre Early Childhood Education, Educational Policies and Good Practices, iar doamna profesoară Adina Glava despre Principles of Gamification in Higher Education, Possible Applications for the Online Learning. Cu rugămintea de a vă încadra în cele 15-16 minuțele alocate fiecăruia dintre prezentatori, îi dau cuvântul doamnei Otilia Clipa. Bună ziua, mulțumesc mult pentru această prezentare. Într-adevăr, e o temă interesantă, actuală, cea referitoare la educație, la educația timpurie. Am răspuns invitației dumneavoastră cu bucurie. Într-adevăr, sper și eu că suntem într-o relație foarte puternică de colaborare și de prietenie. Ne leagă multe activități realizate împreună. Ați fost de câteva ori la Universitatea de Suceava și noi am participat la conferințele organizate de dumneavoastră, extraordinar de bine organizate. Așadar, vă mulțumim pentru această invitație și pentru colaborarea de până acum. Sperăm în continuare într-o frumoasă colaborare. De asemenea, și împreună cu doamna Glava de la Universitatea din Cluj, avem o colaborare bună. Cred că avem activități sau ne-am întâlnit în conferințe, cred, din anul 2002, deci avem o istorie așa comună de dezvoltări, să zicem, pedagogice. Și, de asemenea, le mulțumesc celor de la Editura Lumen pentru găzduirea aceasta și pentru organizarea foarte bună și pentru colaborarea pe care am avut-o împreună. Veți vedea și pe parcursul prezentării că avem multe produse, multe lucruri, multe realizări făcute împreună de-a lungul timpului. Așadar, vă mulțumesc mult și vă promit că mă încadrez în timp, pentru că această prezentare nu e decât o deschidere către mai multe domenii de formare sau de cercetare. Așadar, educație timpurie, de la politici educaționale la bune practici. Am adus câteva elemente legate de necesitatea și actualitatea acestei teme, apoi un document de politică europeană pe care l-am studiat și cum se reflectă această politică europeană într-o politică națională. Suntem implicați într-un proiect național pe care îl puteți vedea aici, proiectul Educație Timpurie Inclusivă și de Calitate, în care sunt implicate mai multe universități, veți vedea, dar și câteva bune practici, așa cum le-am realizat până acum în cadrul acestui proiect. Desigur că educația timpurie este o preocupare actuală pentru domeniul cercetării și al formării, atât în domeniul educației, științelor educației, dar și al celor din neuroștiințe, sociologie, pedagogie, dar veți vedea că se reflectă și în cercetările celor care se ocupă de domeniul economiei, pentru că s-a constatat că este o investiție foarte rentabilă aceea de a unui stat pe care putea o face în acest domeniu. Evident că în toate descrierile sau în toate cercetările psihopedagogice se subliniază faptul că are loc dezvoltarea inteligenței, a comportamentelor sociale, dar și a caracterului până la vârsta de 5 ani. Desigur că el se definitivează în timp, dar bazele acestuia pot fi puse în educația timpurie. De asemenea, este considerat ca un fundament pentru învățarea pe parcursul întregii vieți. Asta putem citi într-un raport european din 2019. De ce ar fi necesară? Pentru că astfel am putea scădea diferențele dintre copiii care se nasc în familii cu venituri diferite, dar și pentru a identifica nevoile speciale și mai ales pentru o intervenție timpurie
în terapia acestora. Iată aici câteva dintre cercetările recente care iarăși subliniază faptul că investiția aceasta sau educația timpurie poate determina performanțe crescute la matematică și lectură și de asemenea că vocabularul copiilor mici este foarte diferit pentru familiile cu venituri mici în funcție de tipurile de educație pe care le-au avut și care au dezvoltat aceste competențe. Iată, vă spuneam despre cei care spun că cât de valoroasă este educația timpurie, da? Puteți vedea aici un susținător al valorii educației timpurii, care are premiul Nobel pentru economie și care demonstrează cu cifre care ar putea fi beneficiile pentru o investiție în această educație timpurie. Puteți vedea aici câteva dintre ecuațiile la care a ajuns. Prin mai multe date ale cercetărilor din psihologie, neuroștiințe, sociologie, da, faptul că putem să această investiție ar susține dezvoltarea și că aceste câștiguri ar putea fi foarte bune pentru dezvoltarea întregii societăți, prin dezvoltarea cognitivă, dar și a caracterului și prin a dezvolta cetățeni care se poată ajuta la dezvoltarea unei societăți durabile. Care sunt politicile europene actuale? Puteți vedea unul dintre documentele pe care le-am studiat, care face referire la acest tip de educație și pune accent pe accesul la educație timpurie, deci cum începe, la ce vârstă începe și care sunt mijloacele prin care sistemul educațional ajută acest acces, deci la ce vârstă, la 0, la 1 an, la 2 ani, la 3 ani, deci în fiecare țară ce acces în acest tip de educație și mai ales cum susține statul prin finanțare aceste locuri. Deci cine le susține, dacă sunt private sau dacă sunt de stat sau în ce forme le putem găsi în diverse țări europene. De asemenea, este descris tipul de formare asupra specialiștilor în educație timpurie. Se vorbește de formarea atât prin studii liceale, post-liceale, dar și prin studii de licență sau de master în domeniul educației timpurii. O licență care să acopere toată această educație timpurie, deci specialiști care să lucreze de la 0 ani până la 6-7 ani, toată perioada preprimară și care să aibă o viziune integrată asupra dezvoltării copilului. Cele mai multe țările nordice au deja sisteme de licență care formează acești specialiști. De asemenea, care sunt orientările în domeniul educațional? Și aici se referă raportul respectiv la câți copii sunt, care este structura acestor servicii, dar și monitorizarea serviciilor de educație timpurie, care este calitatea și care sunt tipurile de servicii oferite. Iată care este proiectul despre care vă vorbeam. Beneficiar este Ministerul Educației, Universitatea din Pitești, Universitatea din Arad și Universitatea noastră sunt parteneri, însă fiecare dintre aceste universități are la rândul ei mai mulți parteneri din celelalte universități. Noi, de exemplu, avem încă 14 experți selectați din universitățile din țară și mai ales din regiunea noastră. Ce, iată, experții de care vă spuneam și acum avem cei 5 experți, cei 14 experți deja selectați și vom mai selecta încă 30 de experți din cei din educația preșcolară. Iată care este echipa noastră și ce vom dezvolta, vom face două centre de resurse pentru educație timpurie. Vrem aici să dotăm un centru de stimulare senzorială, așa cum am văzut în mai multe universități din afară, și centru de resurse pentru educație timpurie. Ce am făcut deja ca activități au fost diverse ateliere de formare pe educația aceasta timpurie. Unele dintre ele se referă la aducerea mai multor specialiști din diaspora români care au putut susține aceste tipuri de ateliere.
ceea ce am scris noi, iată, avem un volum colectiv apărut în 2014, dar și unul care se pregătește să apară chiar la editura Lumen, despre educația preprimară în țările, în Ucraina, Polonia și România, câteva tendințe în aceste, din aceste țări, așa cum sunt realizate. Una dintre cărțile, dragi nouă, Jocuri potrivite pentru profesori inspirați și preșcolari voioși, da, apărut în 2019, la fel foarte bine sistematizată, dar și cercetările pe tema educației timpurii, iată, avem niște, avem un laborator extraordinar, dar și cercetări deja realizate și publicate, le puteți găsi, care vizează interacțiunea om-calculator și deprinderile psihomotorii pentru copiii de 3-6 ani, foarte interesant făcute și dacă o să fiți curioși, vă putem descrie aceste tipuri de cercetări. O carte, o apariție recentă, dezvoltarea competențelor socioemoționale ale preșcolarilor prin activități de outdoor, sunt activități pe care se pune accentul și vedem, mai ales în perioada aceasta, câtă nevoie este de aceste activități afară, în afara grădiniței, la editura Peter Lang. Alte activități pe care le facem vor fi organizarea a două focus grupuri în care vom analiza serviciile educaționale care sunt deja în România și ce ar trebui de făcut, una în Buzău și una în Suceava. La ele vor participa cele 5 județe din jurul acestora. Cadrele didactice care vor beneficia de formarea continuă vor fi 2600 de cadre didactice din învățământul preșcolar pentru toate cele 3 universități, deci pe întreaga țară, dar vor fi și 94 de experți care vor scrie resurse curriculare pentru educație timpurie, resurse deschise care vor fi postate pe site-ul proiectului. Iată care sunt activitățile pe care le realizăm în cadrul formării profesionale a acestor cadre didactice. Acum suntem în această fază a formării celor 223 de formatori, adică avem fiecare dintre universități 75 de formatori, câte 5 pe județ, care au intrat deja în formare. Și avem două cursuri de formare deja acreditate. Această pandemie ne-a pus puțin în încurcătură, pentru că ele au fost acreditate în prima fază față în față și apoi au trebuit să fie trecute în toate în online, așadar au trecut prin evaluări și reevaluări a conținuturilor și a planurilor de învățământ pentru a fi desfășurate online prin activități altfel, sincrone și asincrone, și deja se derulează prin instrumentele online. Iată câteva resurse bibliografice. Și vă mulțumesc. Și o invitație. Mulțumim mult, doamna profesoară. Mulțumim și pentru invitație și pentru prezentarea. V-ați încadrat. Nu știu cât am. Meritați un premiu pentru încadrare în timp. Okay. Cu observația că vom culege câteva întrebări sau câteva intervenții ale colegilor care participă și care sunt adresate dumneavoastră în mod direct, la sfârșitul sesiunii noastre, am să o rog pe doamna profesoară Adina Glava să înceapă și ea prezentarea. Mulțumesc mult! Să vedem dacă mă descurc să partajez ecranul. Până reușiți să vedeți prezentarea mea, doresc să-i mulțumesc și eu doamnei Clipa pentru faptul că s-a angajat în timp și cred că pot să anticipez deja că am să folosesc eu timpul acela care a mai rămas. Este foarte bine. Este foarte bine. Facem saltul de la educația preșcolară către educația universitară. Vedeți prezentarea, da? Da, este în regulă. Mulțumim mult. Vă spun bun găsit tuturor dintr-un Cluj cețos și înghețat. La noi iarna se instalează cu pași rapizi. Doresc să-i mulțumesc domnului profesor Gabriel Gogheu pentru invitația de a face această prezentare în plen și îi mulțumesc și pentru faptul că s-a gândit să plaseze această prezentare alături de prezentarea doamnei profesor Clipa. Cu doamna Clipa împărtășesc de mulți ani teme comune
și mult am lucrat mult împreună pe domeniul educației timpurii. Însă, iată, cu această prezentare vă orientez spre celălalt capăt, dacă pot să spun așa, al sistemului de învățământ, cel al educației universitare. Aș vrea să vă invit să reflectăm împreună la o modalitate, la o strategie, sau poate că ar fi mai bine să spun la o abordare de eficientizare a procesului educațional din universitate și cred că putem spune și la nivelul mai general de eficientizarea procesului educațional. Este vorba despre gamificare și de asemenea să ne gândim la posibilități de aplicare a gamificării în eficientizarea predării online. Am plasat prezentarea aceasta în contextul online pentru că suntem cu toții în momentul acesta în situația de a accepta relocarea temporară în spațiul online a activităților noastre didactice. Noi la Universitatea Babeș-Bolyai folosim sintagma aceasta relocare temporară în spațiul online pentru predarea online, exclusiv online, pe care o facem în acest moment. Poate și în speranța că ne vom întoarce cât mai repede la modelul clasic de livrare a activităților de curs și seminar. Înțelegem limitele predării online, dar pe de altă parte vrem să ne folosim de avantajele comunicării, interacțiunii pe platformele electronice. E clar că în acest nou context împrumutăm din instrumentele cu care eram familiarizat și pe care le utilizam în învățământul la distanță. Și suntem conștienți că trebuie să întâmpinăm cumva, să gestionăm cumva riscurile pe care le prezintă învățământul la distanță. Există un risc real de abandon timpuriu al învățământului universitar, vedem în rândul studenților un soi de formalism în abordarea sarcinilor de învățare, o focalizare strictă pe cerințele de evaluare. Există opțiuni mai reduse de formare a abilităților transversale, un soi de criză de recunoaștere a autorității profesorului care se află undeva dincolo de computer și în momentul ăsta, din păcate, această criză este foarte evidentă. Dacă e ceva ce mă îngrijorează în legătură cu predarea online, este detașarea de studenți, faptul că ei tind să recunoască mai greu autoritatea, nu numai formală, ci pe cea carismatică și pe cea profesională a profesorilor care se află în fața lor, însă există această barieră. Și atunci poate că o soluție este gamificarea. Premisa de la care pornesc în prezentarea aceasta este faptul că platformele online ne oferă opțiuni sporite de gamificare a educației universitare. Și vom vorbi despre gamificare din perspectiva ceea ce înseamnă termenul, un termen destul de nou asimilat în vocabularul psihopedagogic. Încerc să vă dau o serie de argumente pentru motivația abordării acestei perspective, de ce gamificare și, de asemenea, vom discuta despre cum gamificăm procesul educațional în universitate. Am să mă folosesc de o definiție pe care o împărtășesc foarte mulți specialiști în domeniul gamificării. A gamifica orice activitate este a valorifica trăsături, înseamnă a valorifica trăsături definitorii ale jocului în proiectarea și desfășurarea unor activități care nu au legătură directă cu jocul. Este definiția dată de Dieterding în 2011. Dieterding este unul dintre studioșii sau dintre cercetătorii care s-au apropiat la începuturi de domeniul gamificării și de domeniul gamificării educației. De fapt, în România folosim termenul gamificare pentru, iarăși, orice tip de activitate care împrumută din trăsăturile de joc, undeva din 2015. Au existat niște încercări timide prin 2008, după 2010, așa cum de fapt se vede și în graficul acesta pe care l-am extras din Google Trends, grafic care evidențiază numărul de căutări pe termenul gamification la nivel mondial. Din 2010 avem un soi de explozie a preocupărilor de gamificare, un vârf undeva începând din 2015. Exemple de gamificare găsim peste tot în jurul nostru. În mod surprinzător, foarte multe dintre activitățile umane au elemente de gamificare. De fapt, primele inițiative de genul acesta datează de la începutul secolului 20. Așa, ca fapt divers, am să menționez că prin 1912 o firmă de chipsuri a decis să introducă în ambalaj
o jucărie care reprezenta o recompensă pentru cei care cumpărau chipsurile. A fost o pauză foarte mare, de fapt, până în 2000, când au început să apară preocupări sistematice de atragere a clienților pentru diferite tipuri de produse și servicii prin elemente de gamificare. Scopul a fost, desigur, motivarea clienților să consume și să continue să consume produsele respective, cultivarea entuziasmului pentru diverse activități și, sigur, valorificarea unor nevoi fundamentale pentru a încuraja perseverența, reziliența, angajarea într-un comportament și repetarea comportamentului. Sunt aspecte care ne interesează în educație, pentru că învățarea ar putea fi fundamentată pe o motivație internă, pe cultivarea entuziasmului, pe încurajarea perseverenței și rezilienței. Atunci se pune întrebarea care ar fi aceste trăsături definitorii ale jocului pe care le putem utiliza în contexte educaționale. Foarte interesant, trăsăturile acestea sunt decelate, au fost conștientizate de către cercetători, cercetători care s-au uitat foarte atent la industria jocurilor video. Jocurile video, jocurile în general și jocurile video reprezintă, de fapt, modalități de atragere constantă a consumatorilor care nu au niciun interes direct sau material de joc, însă rămân acolo chiar în ciuda unor dificultăți. Avem aici două nume de mari cercetători ai problematicii gamificării, Yukai Chao și Yuho Hamari. Am să revin la ei, pentru că sunt numele cele mai importante în domeniul gamificării și în domeniul gamificării educației. Și acum, o precizare, ce nu este gamificarea? Aici nu vedeți pentru construcția unor jocuri cu conținuturi academice, deși asta e o formă de game-based learning și de învățare, deloc neplăcută studenților, ca să spun așa, însă aș promova mai degrabă ideea că activitățile educaționale pot să înceapă să semene cu jocurile, așa că sintagmele pe care aș vrea să le folosim sunt game-like activities și gameful experiences. Aceste activități nu implică întotdeauna tehnologia, însă, repet, tehnologia poate să ne ofere niște instrumente de gamificare. Câteva cuvinte pentru motivele pentru care am face efortul de gamificare a procesului educațional. O serie de argumente vin din perspectiva generației actuale, generația pe care o numim a nativilor digitali și care știm că are un profil cognitiv comportamental diferit față de învățăcelul, de profilul învățăcelului clasic. Constat și în rândul studenților noștri că ei manifestă oarecare apetit pentru cunoaștere, însă deosebire de cunoașterea pe care o oferim noi, acea cunoaștere just in case, da? Dacă vei avea nevoie de ea în domeniul profesional, ei preferă cunoașterea just in time, adică au căi de identificare a cunoașterii atunci când au nevoie de ea. Deci recunosc mai degrabă acest tip de cunoaștere care servește pentru rezolvarea de probleme. Au abilități multitasking, sunt capabili să folosească tehnologiile, însă preferă imagine și sunetele înaintea textului ca și surse de documentare. Cred că pentru fiecare dintre noi, cei care lucrăm cu studenții, este limpede că așteaptă gratificări imediate și feedback-ul este un element de joc pe care putem să-l includem în sarcinile educaționale. Sunt foarte abili în rezolvarea sarcinilor în rețea și în echipă și pot să valeze ușor între mediul virtual și mediul real. Nu au nicio problemă să accepte lumile virtuale ca și spații de învățare. Aceste argumente reprezintă, de fapt, argumente în favoarea gamificării. Cercetările, care nu sunt foarte numeroase pe gamificare, dar care se comasează undeva în ultimii 5 ani, există mai multe studii care fac meta-analize pe aceste cercetări, sunt unanime în sublinierea efectelor pozitive ale gamificării. Astfel, gamificarea este asociată cu emoții pozitive în procesele de învățare sau în contextele de învățare. Utilizatorii demonstrează nerăbdare, satisfacție, un sentiment al împlinirii, autoeficacitate. În contextul de gamificare se valorifică dispozițiile native favorabile învățării, entuziasmul, ce mult ne dorim ca studenții noștri să manifeste un oarecare entuziasm sau angajament emoțional în învățare. Gamificarea contribuie la creșterea motivației pentru învățare și la dezvoltarea unor competențe transversale atât de importante în lumea profesională. Nu mai puțin important, se pare că gamificarea favorizează intrarea utilizatorilor într-o stare de flow, o stare de flux. Este un concept pe care Mihai Csikszentmihalyi
l-a propus la un moment dat, ca fiind o etichetă pentru o experiență pe care o trăim adesea în contextele de joc. O experiență specială în care persoana pierde noțiunea timpului și este complet concentrată pe activitatea respectivă, activitate în care poate să petreacă ore întregi fără să se plictisească. Această atitudine, sigur că e greu de atins în contextul învățării academice, învățării în general și a învățării academice. Poate că jocul ne oferă niște pârghii sau niște vectori în sensul acesta. Apoi, jocul este asociat cu trei nevoi fundamentale care se pare că ne angajează în învățare: nevoia de competență, nevoia de relaționare și nevoia de autonomie. Deci avem dovezi de cercetare care susțin pertinența sau relevanța jocului sau activităților pe bază de elemente de gamificare. Și acum, care ar fi aceste elemente de gamificare? În literatură se încearcă o ordonare a numeroaselor elemente care se pare că sunt implicate în situațiile de învățare bazată pe gamificare, pe joc. Rețin aceste trei categorii. Sunt autori care grupează elemente de gamificare în mecanisme de joc, componente ludice pe care le cunoaștem, reguli, puncte, recompense simbolice de tipul badge-urilor, ierarhii, bunuri virtuale pe care utilizatorii le pot câștiga și le pot folosi în moduri diverse, piese de puzzle, avatarul și așa mai departe. Apoi, acțiuni de joc, dinamici de joc, de exemplu, provocări, eventual provocări contra cronometru, competiție, cooperare, libertăți de decizie, povestea din jurul situației de învățare, feedback-ul pe care îl oferim și elemente care fac agreabil jocul, cele reacții emoționale pe care le generează jocul, pe care autorile, cercetătorii le grupează sub umbrela estetica jocului. Divertismentul, surpriza, nesiguranța, frustrarea, fantezia, libertatea de augmentare a produselor prin elemente audio-video. Recent am descoperit, de exemplu, acest instrument pe care îl utilizez cu studenții Voki. Studenții trebuie să realizeze prezentări de grup și pot, folosind această aplicație, să își construiască un avatar și o poveste în jurul prezentării. Mi-a plăcut foarte mult abordarea aceasta. La nivelul învățământului universitar există o seamă de grupuri de cercetare care se ocupă sistematic de gamificare și îl avem aici pe Juho Hamari, un cercetător finlandez care conduce un grup de cercetare la universitățile din Helsinki și Tampere. Și sigur, aici el este costumat ca să impresioneze, dar vă spun că are un hirș de vreo 40 și ceva. Este una dintre cele mai citate personalități în domeniul gamificării. Merită urmărită activitatea lui Juho Hamari, mai ales pentru că în ultima perioadă se ocupă de gamificarea educației. Și, din nou, o lume a gamificării. Fără să intru foarte tare în detalii, vă spun că există foarte multe aplicații gamificate, inclusiv unele pe care le folosim zi de zi. De exemplu, Waze-ul are elemente de gamificare, eMag-ul, eBay-ul au elemente de gamificare. În contexte educaționale, am reținut inițiativa unui grup de profesori români, Another Smart Question, o platformă de învățare românească, a cărei interfață arată cam așa și care continuă să se dezvolte, este extraordinar de populară, e gratuită, pusă la dispoziția elevilor, profesorilor și părinților și o platformă care include numeroase elemente de gamificare. Profesorii și elevii construiesc o comunitate, elevii primesc feedback direct, profesorul poate să urmărească activitatea elevilor, progresia în învățare a elevilor, la fel părinții, elevii pot aduna punctaje, badge-uri, adică acele recompense simbolice. Din nou, o sugestie extraordinară pe care merită, dezvoltarea căreia merită urmărită. Înainte de a intra în aspecte mai concrete, pentru a răspunde la întrebarea cum gamificăm, am selectat din literatura de specialitate o serie de modele teoretice care ne vorbesc despre aspecte importante atunci când ne interesează să gamificăm o activitate educațională. Sunt mai multe modele teoretice, însă acestea mi se par mai relevante. Modelul facilităților ludice este un model care ne spune că dacă implicăm în activitatea educațională competiția, explorarea, imaginația și senzorialitatea, avem șanse de motivare a studenților sau a elevilor. Un model foarte interesant este cel al celor patru tipuri de divertisment care pot fi angajate în activitatea educațională.
De actualitate este modelul tipologie jucătorilor al acestui domn pe nume Andrei Marcelski, care atrage atenția asupra profilului de comportament pe care îl pot angaja diversi jucători, respectiv studenți, dacă vorbim despre o gamificare a activității educaționale. Însă, cel mai mult mi-a oferit sugestii modelul Octalysis, un model pe care l-a dezvoltat în 2014-2015 acest domn pe nume Yukai Chow, unul dintre una dintre personalitățile de gen guru în domeniul gamificării. Yukai Chow a dezvoltat un model focalizat pe componenta umană implicată într-o situație de învățare. A încercat să evidențieze, de fapt, mobilurile centrale care angajează participanții în rezolvarea sarcinilor de lucru. Și a dezvoltat acest model al unei analize octogonale, care cuprinde cele 8 mobiluri principale care ne permit sau le permit utilizatorilor să se angajeze cu o motivație internă și să rămână pe o durată semnificativă de timp în rezolvarea sarcinilor de lucru. Cele 8 modele sunt dezvoltate prin asocierea cu câteva elemente de gamificare. Am să mă refer la ele, dar folosindu-mă de modelul acesta și de alte modele menționate anterior, am încercat să dezvolt, de fapt, un cadru de proiectare a activităților educaționale care să ne permită să reflectăm la maniera în care am putea să ținem cont de cele 8 mobiluri principale de motivare a studenților pentru învățare, mobiluri de gamificare și eventual am putea să implicăm aceste elemente de joc care sunt grupate în relație cu mobilurile respective. Ce ne spune, de fapt, modelul acesta? Modelul acesta ne spune că dacă vom reuși să reorganizăm sau să augmentăm o situație de învățare, crescându-i relevanța, dându-le studenților o oarecare putere prin libertatea de a-și implica creativitatea, prin feedback-ul pe care îl oferim, prin libertățile pe care le oferim, dându-le un sentiment de împlinire pe care pot să-l obțină dacă, de exemplu, au șansa să adune puncte, recompense simbolice, să intre într-o oarecare ierarhie, competiție formalizată sau mai puțin formalizată, să parcurgă liste de provocări care eventual reflectă niște niveluri diferite de performanță, atunci ei vor rămâne și vor găsi o relevanță sporită în situația de învățare. De asemenea, modelul ne arată că o oarecare influență socială și experiențe de relaționare pe care le creează situația educațională poate să-i motiveze pe studenți să consume acea situație pe un fond motivațional intern. Ei pot să câștige un sentiment al posesiei, spune Yukai Chow, pentru că, de fapt, în parcursul acela de învățare pot să adune puncte interschimbabile, bunuri virtuale, să colecționeze reușite, să colecționeze produse de învățare, să-și construiască un avatar ca și expresia identității personale, să alcătuiască o identitate de grup, dacă vorbim despre grupul din care ei fac parte. Da, dacă sentimentul posesiei se poate construi și prin faptul că ei înțeleg scopurile și sarcinile la care trebuie să răspundă. Un alt mobil motivațional este prezența în sarcine de învățare a unor elemente de impredictibilitate și curiozitate, recompensele surprize, feedback-ul surpriză, întrebările deschise, randomizarea cerințelor pot motiva, toate acestea pot motiva și, în fine, dacă există limitări sau dacă se limitează accesul la anumite resurse asociate cu sarcina de învățare. De exemplu, dacă timpul este limitat sau resursele de ajutor, de sprijin sunt limitate, dacă viteza cu care trebuie să rezolve sarcina de lucru este una anume impusă,
dacă accesul la beneficii este limitat, asta în mod surprinzător creează o motivație pentru câștig, pentru reușită. Și, de asemenea, sigur, studenții pot să se motiveze evitând, într-un soi de întărire negativă, evitând posibilele penalități pe care le-ar presupune nerespectarea sau neîmplinirea sarcinilor de lucru. Cam la asta se referă modelul lui Yukai Chow, pe care am încercat să-l aplic în contextele de proiectare a situațiilor educaționale. Și avem aici, din păcate n-am putut să dau o formă mai sintetică, un soi de fișă de proiectare a activităților educaționale în universitate, care îi permite utilizatorului să reflecteze la măsura în care poate spori relevanța învățării, de exemplu, creând o narațiune în jurul sarcinii de lucru. Foarte bine funcționează în rândul studenților mei, de exemplu, faptul că ei sunt invitați să rezolve sarcine de lucru pentru o cauză nobilă sau o cauză care depășește interesele imediate. Mi s-a întâmplat, de exemplu, să văd studenții foarte motivați să adune puncte, pentru că punctele acelea se adună la punctajul grupului, deci nu reflectă doar interese personale, ci se adună la punctajul grupului. Asta i-a menținut în sarcina de lucru. Sunt foarte dornici să pășească, în ghilimele, în lumi virtuale, să ilustreze trăsături ale eroilor. Relevanța prin narațiune mi s-a părut o pârghie de motivare foarte utilă, pe care o folosesc foarte des. De asemenea, libertățile pe care le dau îi motivează. Sentimentul de împlinire pe care îl pot obține dacă rezolvă sarcini ierarhizate sau organizate după nivelul de dificultate. De fapt, am prezentat aceste 8 chei și cheile acestea sunt asociate, cheile de motivare sunt asociate cu formele de reprezentare care reprezintă, de fapt, elemente de gamificare. Pe ultima coloană am inclus o serie de opțiuni existente în platformele online. Majoritatea platformelor au opțiuni de gestiune a resurselor, de gestiune a timpului, de construcția unor avataruri, de construcția unor lumi imaginare, de gestiunea performanțelor prin ierarhii, punctaje, quiz-uri pe nivelul de dificultate, condiționări de timp, condiționări de beneficii pe care eventual studenții le pot folosi pentru a obține diferite recompense. Am găsit, de exemplu, foarte util asocierea sarcinilor de lucru cu o serie de bunuri virtuale pe care studenții chiar le utilizează, de exemplu, timp extins pentru teme, ajutor suplimentar din partea profesorului, încercări suplimentare în realizarea unor quiz-uri, asemenea beneficii. Sunt, sigur, jucăușe, ca să folosesc termenul acesta, dar funcționează foarte bine chiar și în rândul adulților. Mulțumesc! Chiar asta vreau să da. Vorbim, să încercăm să încheiem. Da, e ultima idee. Am promis prin titlu că încerc o normativitate a utilizării gamificării în învățământul universitar. Nu o să merg până la formularea de principii, dar cred că cineva care își construiește propria normativitate de utilizare a gamificării în învățământul universitar trebuie să gândească nu numai la ce vreau să știe studenții, dar și aceasta este o întrebare importantă, focalizarea nu numai pe competențele specializării, ci și pe competențele transversale. O întrebare poate mai importantă este cum vreau să învețe studenții mei și gamificarea ne oferă diverse căi alternative de învățare. Și mai important, cum vreau să se simtă studenții mei pe parcursul rezolvării sarcinilor de lucru și la final pot cultiva sentimentul împlinirii, al apartenenței, al curiozității și un principiu se poate referi la modul în care aș vrea să se implice studenții mei, diferențiat în funcție de tipologia de jucător pe care o ilustrează. Avem studenți care se țintesc mai de la performanță, alții se bucură de descoperire, de explorare, unii se hrănesc în ghilimele din relaționare sau din sprijinul pe care pot să-l ofere colegilor. Eu am gândit prezentarea aceasta așa ca un soi de
deschidere pentru reflecție. Sunt convinsă că mulți dintre noastre utilizați elemente de gamificare de genul acesta și invitația este, de fapt, pentru o abordare sistematică sau sistemică a elementelor de gamificare. Din nou, nu numai pentru a construi jocuri, ci mai degrabă pentru a construi o atmosferă ludică în jurul învățării. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, sincer, n-aș fi vrut să intervenim și să oprim prezentarea. O prezentare foarte interesantă și cred că ar fi util și ofer, dacă vreți, o invitație. Vă fac o invitație de a folosi un timp, sper că în plan real să facem treaba aceasta, pentru un atelier de lucru, pentru un workshop în zona gamificării, inclusiv pentru zona aceasta învățământul universitar. Foarte interesantă prezentarea și felicitări pentru ea. Întrebări dacă sunt, dragi participanți, dacă aveți, cred că colegii de la Lume ne mai lasă un minut, două pentru o întrebare, dacă este cazul. Un minut, două, da, nu foarte multe. Aș avea eu o întrebare pentru doamna profesor Glava. Vă salut și mulțumesc, da? Și bine ați venit. Aș avea o întrebare. Dacă ați întâlnit studii referitoare la gamificare, tocmai legată de acest învățământ online, pentru că asta era tema, și dacă deja există astfel de studii sau ele sunt anterioare perioadei pe care o traversăm acum. Da. Întrebarea este foarte relevantă. Chiar am căutat studii care să le refere la perioada aceasta de pandemie. Din păcate, tot ce am găsit, și am găsit studii legate de gamificarea învățământului online, datează dinainte de pandemie și majoritatea studiilor care se leagă de online, de predarea online, se referă la utilizarea mecanicilor de joc, mecanismelor de joc. De exemplu, punctaje, ierarhii, liste de sarcini de lucru, mai puțin elemente de joc care creează o anumită atmosferă ludică. Acolo mai este de lucru. În plus, majoritatea cercetărilor vin din spațiul tehnic. Chiar și în România avem grupuri de cercetare la Timișoara și la Cluj, de la politehnicile din orașele acestea, care studiază gamificarea, dar pe specializări tehnice, mai puțin pe specializări umaniste. Ceea ce m-a interesat cel mai mult era legat dacă aceste aplicația de gamificări în învățământ online se referă la un învățământ de tip sincron sau asincron. Pentru că putem să dăm niște sarcini, putem să dăm niște premii atunci când avem studenți care ne răspund. Cum facem să ne jucăm cu ei atunci când ei se joacă cu niște cerculețe pe ecran și încercăm să facem, nu știu, spiritism, cu tare ești lângă noi, cu tare nu ești lângă noi, exact, da, răspuns. Da. Cum îi aducem în joc, așa, poate mai degrabă ludic, până la urmă, de la joc până la ludic, așa, că constat, îl întreb, dar ești, nu răspunde, apare un cerculeț eventual cu o literă, exact. Și am o senzație stranie, așa, că vorbesc singur cu televizorul uneori, la unele grupe și ar vrea să mă dezvolt chiar în sensul ăsta al ludicului, al jocului cu studenții și mă gândeam dacă există o astfel de experiență relevantă. Singurele experiențe pentru sincron au fost cele de utilizare a quizurilor în concurs, într-un soi de atmosferă concurențială, competițională. Studenții sunt angajați în rezolvarea quizurilor și în timp real primesc o imagine, inclusiv comparativă, a performanțelor lor. A fost singura cercetare, o singură cercetare am găsit pe domeniul acesta și a fost singura care s-a referit la experiența sincronă de predare. În rest, sigur, e vorba despre experiențe asincrone, cele la care v-ați referit. Colectăm puncte pentru că rezolvăm o listă de cerințe. Mulțumesc mult! Da, se pare că inamicul numărul 1 în cazul învățământului online este acel cerculeț cu o literă sau cu două litere, da? Acel avatar sub care se ascund studenții în general. Din păcate, timpul s-a scurs foarte repede și
Eu trebuie să vă mulțumesc foarte mult și doamnei profesoare Clipa și doamnei profesoare Glava pentru intervențiile pe care le-au avut astăzi. Sperăm că v-au incitat și cred că ne gândim și noi mai departe în ceea ce privește atât învățământul preșcolar, dar și învățământul universitar, cum să-l optimizăm în condițiile în care pandemia încă continuă și cred că trebuie să găsim cele mai multe metode de a atrage pe copii, pe elevi, pe studenți lângă noi, chiar și în formatul învățământului online. Încă o dată mii de mulțumiri, vă așteptăm și la celelalte sesiuni ale conferinței care au loc astăzi. La ora 11 avem o sesiune ordinară și ulterior după ora 12 workshop-uri. O zi frumoasă vă urez la toată lumea și vă mulțumesc pentru participare încă o dată. Mulțumesc.